Locuitorii comunei Crișcior au motive de bucurie, întrucât în perioada aceasta vor demara lucrările de introducere a rețelei de gaze naturale, proiect de care vor beneficia aproximativ 1300 de gospodării, inclusiv cei care locuiesc în blocurile din comună. Primarul comunei a declarat că este unul dintre cele mai importante proiecte câștigate de administrația locală. De asemenea, anul acesta vor fi introduse și rețelele de apă și canalizare în localitatea Zdrapți. Nu doar proiectul de introducere a rețelei de gaze naturale este pe punctul de a începe, ci și cele care vizează introducerea rețelelor de apă și canalizare în localitatea Zdrapți. Acest proiect este unul mult așteptat de către locuitorii satului de ani de zile. Mai avem câteva zile și începem lucrările la conducta de gaz, pentru că e o prioritate și unul dintre cele mai mari proiecte, pentru ca să vii să bagi 7-8 milioane de euro într-o comunitate, eu vă spun că nu s-au băgat de la începutul mandatului meu atâția bani. Bineînțeles, vine, urmează chiar și săptămâna asta, am discutat cu domnul director de la APA Prod, cu domnul Gligor, bineînțeles că și ei deja e pe SEAP, mult așteptată apă de la Zdrapți. Bineînțeles că și aici, eu sper că în 2-3 luni de zile să fie finalizate licitațiile, pentru că acolo a fost o problemă. Dacă nu vor fi contestații, pentru că a fost o problemă, pentru că s-a mai scos o dată la licitație, n-a venit nimeni la licitație. S-au mărit acum cu 30% prețurile și așa mai departe și acum cu siguranță vor fi. Sper să nu fie contestații și așa mai departe și în 2-3 luni de zile să se semneze contractul și cu siguranță anul acesta va începe și lucrul la rețeaua de apă de la Zdrapți. Avem terminat proiectul astăzi, avem terminat proiectul pentru canalizare la Zdrapți. Urmează, se deschide, am înțeles, în luna februarie-martie proiectul pentru pe AFM să depunem și acest proiect de canalizare la Zdrapți.